Uh, Sepahan este egal, ne scrie Vasile Crițan. Iată, idei foarte interesante ale acestui uh, prieten al emisiunii noastre. Uh, riscă să piardă Sepahan locul uh, 2 după ce s-a pierdut la distanță la Mustață și campionatul. Dacă face locul uh, egal și locul 3 amenințat, vor trata meciul serios și vor învinge la două goluri pe ultima clasată care nu are ce pierde. Pronostic 1 cu handicap minus 1,5, o cotă de 1,55 ne scrie uh, prietenul nostru. Uh, Buzărnescu, uh, Gheorghez, uh, 2 cu uh, și peste 19,5. Ghemur, o cotă de 2,70. Foarte bună această variantă. Uh, Eugen Militar ne transmite. Cincinnati Reds, uh, Chicago Cubs, uh, Chicago Cubs cu handicap uh, minus 1,5 cotă 2.80 în noaptea asta. Alexandru Mădălin Mihai. Foarte interesantă variantă asta. Îi mulțumim. Hale Vondrușova. Minim un set pentru Vondrușova. Putem încerca chiar un 2 solist. Ne scrie Mihai Bruhovici. Dane a dat un bară prietenul vostru din Polonia. Eu vă mai spun o dată și sincer așa, așa privești și meciurile când nu mi ez mi-e mie. Una e să consider că, să, că nu ți-a ieșit biletul din cauza ta și alta e să consider că nu ți-a ieșit biletul pentru că ăia n-au fost în stare să câștige meciul. Era, cum ne scria Dan ieri, prietenul nostru din Polonia, o situație evidentă. Că nu s-a întâmplat așa, asta nu poți să o controlezi, dar aici depinde și de optica fiecăruia. Mergem în Belgia, prieteni, este etapa cu, noua, cu numărul 1. 9, penultima din playoff-ul belgian. Iată cotele pentru cele mai importante două partide, Anderle cu Genk, întâi victoria a formației gazdă 3-35, iată, a ajuns de râsul lumii Anderlecht, locul 5 în play-off în momentul de față, joacă cu Genk liderul, egalul 3-85 și victoria lui Genk o cotă de 2, eu vă spun de la bun început că această cotă de 2 este de luat, eu unul o să o iau și de asemenea avem cotele și pentru cealaltă partidă în care Standard o întâlnește pe Bruj, 3,55 cota pentru formația gazde, egalul are cota 3,95, iar doi solist, Victorie Bruj, 1,92, cote foarte asemănătoare, după cum vedeți. Geng și Bruj, Club Bruj, se luptă pentru titlu în acest sezon. <coughs> în ultima etapă, Bruj a bătut-o pe Geng, 3 la 2 și a micșorat distanța la trei puncte. Golaverajul va face cele din urmă diferența, ceea ce înseamnă că Bruj are șanse să câștige campionatul. E foarte important să câștige la standard, dar standard e echipa cu cel mai modest, cea mai modestă formă în momentul de față. Patru înfrângeri consecutive, formă foarte, foarte slabă. O singură victorie în opt partide în play-off și cea mai slabă apărare standard la alături de Standard alături de Andelecht, 16 goluri încasate, casate Anderlecht, îmi cer scuze, are o singură victorie Standard are 3 victorii În play-off până în momentul de față Lupta cea mai mare... Este între Gheng și Bruj. Probabil Gheng va câștiga campionatul pentru că s-a descurcat bine până acum în tot uh, sezonul. De asemenea, Anderlecht speră să o ajungă pe uh, standardie și să uh, reușească să o depășească în uh, clasament. Numai că sunt 5 puncte, și o să vedem pe ecran uh, clasamentul din uh, playoff-ul uh, belgian. Sunt 5 puncte distanță pe care standardul ei și le-a pus în fața celor de la Anderlecht, probabil vor pierde amândouă în această etapă și dacă s-ar întâmpla așa, atunci am avea o cotă de aproape 4 și cred că lucrul ăsta ne dă tuturor de gândit. Geng, practic, în situația de față, mai are nevoie de 4 puncte în ultimele două etape. Dacă va câștiga la Anderlecht, va mai avea nevoie în ultima etapă de o singură remiză mai mult de atât are un ascendent moral uh, față de uh, Anderlecht uh, pentru că a câștigat ultimele 5 meciuri directe, și de asemenea a câștigat și ultimele 3 deplasări pe terenul lui Anderlecht. Uh, oaspeții vor veni la meciul ăsta convinși că pot să câștige și cred eu că vor câștiga o cotă de 2 foarte, foarte uh, atractivă. Uh, Anderlecht și Standard Liege în a același timp să luptă pentru uh, locul 4, care e ultimul ce duce în, uh, în Europa League. Uh, în momentul de față, în uh, pole position este standard lege, așa cum spuneam, 4 puncte mai mult decât uh, cei de la Anderlecht. Iată și ponturile, uh, ambele marchează la Anderlecht cu Genk. Uh, chiar dacă Anderlecht a fost dominată de Genk, vă spuneam, uh, ultimele 5 meciuri uh, le-a pierdut, uh, totuși e o echipă care uh, i-a marcat lui Genk și probabil același lucru se va întâmpla și de data asta, 1.53%. Uh, iar la standard ești cu club uh, Bruj, gol în ambele reprize, o cotă de 1.49 și ambele marchează o cotă tot de 1,49. Vă spuneam că acestea sunt puncturile mai de siguranță. Ce prezentăm în emisiune? Încercăm să nu vă inducem în eroare, încercăm să vă oferim variante simple pe care să le puteți dezvolta dumneavoastră. Însă, eu cred că mai ales Anderlec va pierde partida de pe teren propriu și sunt șanse marca și standard să, să, să piardă în această rundă cu uh, cei de la Club Ruș. Mergem uh, mai departe. Haideți să vedem uh, meciurile din Bundesliga. Am uh, selectat uh câteva uh, partide. Bayern München o primește pe Frankfurt uh, pe uh, teren propriu. Frankfurt uh, are o istorie foarte amuzantă cu Bayern München pentru că așa cum vă aduceți probabil aminte la finalul sezonului trecut, uh, Frankfurt o bătea pe Bayern München în uh, Cupa Germaniei. Apoi antrenorul lui Frankfurt, Nico Kovac, pleca la Bayern München și în prima întâlnire directă din noul sezon, Nico Kovac la conducerea lui Bayern München o bătea pe Frankfurt cu 5 la 0. Mai mult în turul campionatului. Frankfurt a, câștigat, a pierdut pardon, deplasarea la Bayern München cu 3 la 0. Iar acum, în ultima etapă, din nou, Nico Covaș cu Bayern își întâlnește fosta echipă pe Frankfurt. Frankfurt s-a prăbușit în ultima vreme, după cum vă aduceți aminte probabil. A fost înfrângerea aceea cu Lever, cu Sun 1 la 6, apoi eliminarea din semifinalele Europa League cu Chelsea și în ultima etapă a pierdut Colac peste Pupăză cu Mainz. În condițiile astea e în pericol să piardă uh, lupta pentru uh, foarte aproape de fapt să piardă lupta pentru locul 4 care aduce în Liga Campionilor. Uh, există o miză pentru Frankfurt, ar fi culmea să o încurce pe Bayern München. Gazdele marchează în ambele reprize și un și Lewandowski marchează sunt uh, variante de pariat Werder Bremen, Leipzig <coughs> avem uh, propus uh, 1x Borussia Mönchengladbach care și ea se luptă pentru uh, locul 4 pe care îl și -o ocupă de altfel în momentul de față, e ultima etapă din Bundesliga așadar uh, foarte importante aceste meciuri uh, o întâlnește pe Dortmund, Dortmund speră ca Bayern să se împiedice și cu o victorie să câștige uh, campionatul Ambele marchează și 3+, plus, o cotă de 1.45, lui Bayern ne trebuie măcar un punct, Schalke, Stuttgart, 1 solist, Hertha, Leverkusen, ambele marchează și 3+, plus. și de asemenea mai avem Frankfurt, uh, Freiburg, pardon, cu Nuremberg, uh, 1x și 0.5 uh, goluri. O să mai revin asupra acestor partide cu altă ocazie. Haideți să mergem mai departe și să vedem care sunt supercotele pariuri 1X2. Așadar, încercăm super cotele pariurului X2. Sunt niște cote ceva mai mari, nu sunt cote bombă de 17 sau 20, ci pariuri un pic mai curajoase. Aici aș pune și întâlnirea despre care vorbeam puțin mai devreme, cea dintre Anderlecht și și uh, Genk, uh, Rosenborg, uh, sunt uh, unul cu hand handicap uh, asiatic, minus 1. Asta înseamnă că noi pariem pe formația gază să bate la 2 sau mai multe goluri diferență, dar dacă bate fix la un gol, ne luăm bani înapoi, iar cota e bună, 2.80. Start cu Ierv uh, peste 2.5 goluri. Cota 2 și 2.40 pentru Stantan Lieș, Club Bruj, 2-3 goluri în prima repriză. Foarte, foarte interesant și acest uh, pariu. Mergem mai departe și uh, ne îndreptăm atenția către subiectul fierbinte, biletul în cota 2. Chiar dacă uh, forma ne-a ocolit în privința acestui bilet uh, în cotă 2 uh, în ultimele zile, uh, ce pot să vă spun este că probabilistic e clar că din când în când uh, orice lucru care merge bine o să aibă și uh, suișuri și coborâșuri. <coughs> uh, da, e iarăși clar că la un moment dat uh, lucrurile astea vor fi depășite și vom intra din nou în uh, normal. Sper eu să fie chiar uh, din ziua de mâine când am ales Standa Liege-Bruj gol în prima repriză, o cotă de 1.30, Göteborg cu Malmö, Malmö 1.30 pentru varianta cel puțin două goluri mele și Rosenborg cu sunt, 1x, o cotă de 1.22 cota biletului nostru cea țintită de 2, 2,06 de fapt din oferta Sporting Bet, acolo unde dacă veți intra o să găsiți și alte lucruri interesante. Eu zic să mergem mai departe pentru că mai am câteva lucruri pe care vreau neapărat să vi le spun. Înainte de a uh, ne uita pe restul ofertei pentru mâine, dați-mi voie să vă spun un lucru foarte, foarte important legat de Bundesliga, pentru că e ultima etapă. Așa cum uh, cei care m-ați urmărit în ultimii ani, uh, știți probabil uh, ultima etapă din Bundesliga are foarte multe meciuri cu multe goluri. Uh, și statistic vorbim, am uitat ultimele 10 sezoane, sunt cam două meciuri care sunt under. Restul uh, sunt peste 2,5 goluri. Așadar, există posibilitatea asta uh, să iasă cam. Uh aproape 80% din, din, meciuri cu peste 2,5 goluri. Mare atenție celor ați luați pe bilet, dar puteți să câștigați foarte frumos, uh, niște bani foarte frumoși în această ultimă etapă. În uh, Anglia, Liga adică Liga 3, avem uh, playoff off uh, Portsmouth, Sunderland, o se califică și pauză sau final X. Uh, de asemenea, în Norvegia uh, avem uh, câteva uh, ponturi, le vedeți uh, pe ecran. Uh, și uh, sper să vi le notați, dacă nu, oricum emisiunea o puteți găsi înregistrată și uh, le luați de acolo. Uh, mai multe detalii, prieteni, uh, găsiți și pe site-ul nostru, pariur 1x2. Noi ne oprim aici uh, o noapte liniștită. Baftă la Pariuri! Acest program va a fost oferit de Unibet.